propunerea bunicii Ecaterina, cuplul format din Alex și Raluca a transmis mesajul de campanie în echipă de doi. Bună seara tuturor! În primul rând vreau să vă mulțumim pentru toată susținerea pe care ne-ați acordat-o pe durata întregului sezon și pentru toată aprecierea. Vreau să știți că vă suntem foarte recunoscători pentru acest lucru. Probabil că ați urmărit evoluția relației noastre. Suntem două persoane mature care au avut 5 săptămâni de cunoaștere, o bază solidă care ne-a consolidat relația. Cu siguranță o să formăm o familie care o să se iubească, o să se respecte și o să facă copii mulți, sau cel puțin o fetiță. Ne dorim foarte mult să fiți alături de noi și în marea finală, care va avea loc pe 23. Tot ce putem să vă spunem e că suntem deja recunoscători că ne-am găsit și că ne-a susținut, că ați fost alături de noi. Chiar vă mulțumim de suflet pentru acest lucru. Sperăm să fiți și alături de noi și în data de 23, să vă bucurați de evoluția relației noastre, de modul în care am ales să pășim într-o altă etapă a vieții, viața de familie. Vă mulțumim de suflet că ați fost alături de noi în toate momentele pe care le-am trăit noi. În cele 5 săptămâni de cunoaștere chiar am avut posibilitatea de a cunoaște mai multe părți a persoanelor noastre. Apoi, începând relația, ne-am dat seama pe zi ce trece că suntem potriviți unul pentru celălalt. Tocmai din acest motiv facem pasul cel mare pe 23 decembrie, începând cu orele 14 în Casa Mireasă. Să ne votați dacă credeți acest lucru, să votați iubirea, pentru că asta exprimăm noi doi. Tot ce ne dorim e să votați iubirea și dacă vă regăsiți în cuplul nostru, să ne votați și să fiți alături de noi și în data de 23. Vă mulțumim din suflet pentru tot și sperăm să aveți o parte de momente frumoase alături de cei dragi cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Și în ceea ce privește marele premiu, cu siguranță ne-ar ajuta, pentru că ar pune bazele unui imobil pentru noi doi. Ne-am achiziționat, cu siguranță ar reprezenta o parte din valoarea unui imobil pe care probabil o să ne-l cumpărăm în București. Normal că am fi onorați să fim mirele și mireasa sezonului 6. E un privilegiu pentru oricare dintre noi. Evident că și noi am fi onorați și ne-am putea bucura și de acest statut și de marele premiu, de ce nu. Vă mulțumim din suflet încă o dată și... Așa că vă spunem, vă rog, votați-ne în mare finală mireasa sezonul 6. Dacă vă regăsiți în povestea noastră și dacă credeți că adevărat că ne iubim. Vă mulțumim din suflet. Așa, ăsta este mesajul vostru. Cumva e de înțeles că doamna Ecaterina n-a fost alături de voi, pentru că... Am vorbit cu ei. Da, așa a vorbit doamna Ecaterina mai înainte. Și ce ți-a spus? Am încredere în ei și dacă... A spus că are încredere în noi și dacă ne supărăm că va merge cu Paul și Roxana. Și am zis că e perfect normal să se facă lucrul ăsta. E perfect normal. Ok, voi ați spus că rămâneți în București, nu? Da. Și după aceea... Nu știu, te auzeam că te duci într-o vacanță unde? Păi vrem să mergem într-un fel de 2 săptămâni de miere, undeva unde este cald, după ce asta ne vom uita și după la ce vor lunii ianuarie. Așa. Încă nu ne-am decis, ne vom uita pe un site pe care în general lumea chestionez sau urmăresc vacanțele și o să alegem atunci chestionez. Păi și ce faci cu Anglia? Mai pleci? Mai cum? Oricum o să mă duc în fiecare weekend pentru școală și rămânem în București. Momentan rămânem în București și apoi vom vedea. Dacă, vedem cum dacă lucrurile nu vor ieși așa cum ne dorim, ne stabilim în Anglia. Deci aveți acest backup. Da. Ok. Bine. Păi vă spun și vouă baftă multă, la fel cum le spun și Roxanei și lui Paul. Da. O să vedem cu cine merge mai departe. Sigur, astăzi o să vedem toate campaniile electorale. Urmează Miruna și Cosmin și Viorel și Deni. Acestea sunt practic toate cuplurile, pentru că ați văzut, n-au avut un material separat Gabriela și Valentin, pentru că au luat decizia, nu știu, cu cât timp înainte de emisiunea de astăzi. Dimineața, pe la 11-12, nu știu. Așa, deci dimineața de la 11, așa, și n-au apucat să facă campanie electorală. Înțeleg că n-aveți nici bijuterii pentru rochie și pentru costum.
ceilalți au fost la prietenii noștri de la Splendor și și-au ales fetele bijuterii, băieții, ce v-ați ales, băieți? Butoni. Buton. Toți v-ați ales butoni? Da. Ia uite, o să fiți foarte butonați. Da. Și fetele, ce bijuterii? Colier și cercei. Așa, și tu, Roxana? Tot la fel, colier și cercei. Toate colier și cercei, da? Da. Da? Aici n-avem nicio mireasă, da. Mamelor, v-ați gândit cu ce vă îmbrăcați? Nu. Nu? De acasă, nu? Nu știu, nu știu, nu știu. Ce coafuri vă faceți, ce... Așteptăm, că suntem... A, da, 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 înțeleg. Da, mâine o să fie o ediție, mă rog, știți, foarte specială și foarte emoționantă. Așa, dacă e să ne gândim la intensitatea emisiei de mâine, am simțit-o de fiecare dată mult mai puternică decât în finală, că acolo în finală na, era ultimul pas, dar știți că este acea emisiune în care vin familiile concurenților, în care mamele își văd fetele în rochea de mireasă și băieții, tații își văd feciorii în costum și de asta spun, mi se pare că va fi un moment cu totul și totul special. Asta neștiind acum cine o să se căsătorească sau nu, că v-am spus, eu nu vă mai întreb, voi știți mai bine ce decizie ați luat, care, cine, mă rog, unii dintre voi sunteți foarte hotărâți, ați și comunicat lucrul acesta, alții, na, alții ca alții. Bine, o să luăm o scurtă pauză acum și vedem campania Mirunei și a lui Cosmin. Ne întoarcem.